Crimă înfiorătoare în Negrești, județul Vaslui. Un bărbat și-a înjunghiat soția în inimă, după care a vrut să-și ia și el viața. Pentru că nu a reușit, s-a dus și s-a predat singur la poliție. Lili Trifu vine chiar acum cu mai multe informații, este în direct prin telefon alături de noi. Lili, bună ziua! Ce ai aflat? Ce s-a întâmplat acolo? Bună ziua! Tragedia s-a petrecut astă noapte în orașul Vasluian, Negrești. În urma unei dispute verbale extrem de aprinse, bărbatul în vârstă de 59 de ani a luat un cuțit și a lovit femeia cu el în zona inimii. Observând că soția nu dă semne de viață, agresorul a încercat să se sinucidă, rănindu-se superficial, spun medicii, în zona gâtului. Cum tentativa nu i-a reușit, acesta a luat decizia să se predea la sediul poliției Negrești. Ajuns aici, acesta le-a povestit că în urmă cu o oră și-a ucis soția. Imediat polițiștii au chemat două ambulanțe, una pentru acordarea primului ajutor soției și a doua pentru a-l transporta pe prespusul ucigaș la Spitalul Județean Vaslui. În același timp s-a dat alarma la fața locului, sosind criminaliștii și procurorii vasluieni. Din păcate, pentru femeia de 49 de ani s-a declarat decesul, lovitura de cuțit fiind dată în zona inimii. Soțul este acum internat sub pază la Spitalul Județean Vaslui, procurorul de caz așteptând acordul medicilor pentru a-l audia. Lili Trifu, mulțumesc foarte mult pentru